Grija. Cu o banană într-o mână și o girafă în cealaltă, cimpanzeii îi spun maimuței: hei, ei, băieți! Așteptați să termin gluma! Las-o baltă! Flame-ul e cea mai mare glumă acum. Toragon Taigo! E o idee bună? Sunt vreo 20 împotriva 4. E aici! Să le răspândim! Eu nu văd pe nimeni. Spiritele copacilor nu se văd. Spiritele copacilor? E o pădure fermecată, iar eu sunt elementul lemn. Deci, pomi scut. Da, sigur. De parcă niște copaci ne-ar apăra. Focul bate lemnul oricând. Iar apa bate focul. Ne ocupăm noi de restul. Elementele au scăpat din cauza unei grămezi de copaci? Copaci uriași! Erau și steți! Dar copacii nu pot lupta! Ăștia pot? Lovesc gârie și aruncă aștii! Cât timp se află în pădurea magică, n-o să-i putem prinde! Dar îi vreau! Trebuie să putem intra cumva în pădure! Știu acum! Mă furișez ca un iepuraș! Oare de ce nu mă ajută nimeni? Dai alune, prinzi maimuța! Cine sunt? Ce caut aici? Întreabă-le singur, am treabă! Ea e șerpoaica albă, iar eu cea verde. Suntem farmaciste în pădure, domnule general. Am venit să-ți cerem o donație pentru clinica noastră din pădure. Cum? Cu ierburile și poțiunile noastre vindecăm ființe din tot ținutul. Dar fără fonduri, clinica noastră se va închide. Și v-ați întrebat dacă aș dona o părticică din bogăția mea? Desigur! Eu nu plătesc pentru ceea ce nu am nevoie. Valea! Bine, mare general, prea bine. Stai, parcă aveai nevoie de ajutor. Am putea să te ajutăm. Cum m-ați putea ajuta? Îmi dați o poțiune care să mă scape de niște fieri? Îți dăm un ser care îți va face creierul să crească. Da, și te vei putea gândi ușor la soluția problemei. Serios? Ce amuzant! Vă mulțumesc, pomilor. Curajul vostru nu rămâne nerăsplătit. Haide, Shaoyan, dacă mai stăm mult, ne vor crește rădăcini. Strop! Prietena noastră, pădurea, ne-a salvat. Fii mai respectuos. Bine! Mersi, prieteni? O singură picătură din serul ăsta te face de două ori mai inteligent. De unde știu că nu încerci să mă otrăvești? Încearcă tu! Mentolat! Rău nu i-a făcut. Să vedem dacă este mai inteligent. Grab, cât e 1 plus 1? Stai, greu de spus. Să vedem, 1 plus 1 egal 3? Nu înțeleg, funcționează întotdeauna. A funcționat! De obicei Grab nu știe cât este 1. Vă cred. Stai, nu trebuie să bei decât o picătură. Nimeni nu a băut atâta până acum. Nu știu ce se va întâmpla. Vă spun eu ce s-a întâmplat. Am devenit un geniu. Mă simt ca un om cu doi creieri. Întreabă-mă ceva. Care e rădăcina pătrată a numărului 9.492.561? Simplu, 3081. Are dreptate. Mai mult decât atât, acum știu cum să pun mâna pe elemente. Cum? Ați făcut un ser minunat, dar puteți face unul care să descrească lucrurile? Da. Îl vom turna pe copaci. Fără protecția copacilor, elementele nu vor avea scăpare. Nu, nu putem face asta. Am distruge astfel toată pădurea. Dacă faceți asta, vă dau bani pentru clinică. Nu-mi pasă. Pădurea e un preț mult prea mare. Dar cum vom putea obține alte fonduri? Dacă nu luăm bani, clinica se va închide. Mai degrabă aș închide clinica decât să dispară pădurea. Soro, stai!
Copacii vor crește la loc, dar clinica va dispărea pentru totdeauna. Gândește-te la urmări. Uite de ea. Cu ăștia ați poți deschide propria clinică. A? Spun doar că eu sunt elementul apă, dar nu mă vezi îmbrățișând iazuri. Să fii elementul lemn e altfel. Copacii sunt ființe vii și... Ce e? Un copac e în pericol, acolo! Shaoyan, am pierdut deja multă vreme. Or fi doar termite. Nu! Cineva face rău unui stejar bătrân. Dacă el e afectat, va fi afectată întreaga pădure. Să mergem! Cine e asta? Și ce face? Nu știu! Opriți-o! Opriți-o! Lasă copacul în pace! Ha? Ce faci? Copacul pare teafăr. Nici o tăietură sau nici o creangă ruptă. Doar pe pământ este o pată udă. Alarmă falsă. Să mergem. Dragonii de aur nu cresc singuri. Nu! Ce e? Orice-ar fi, n-am făcut-o eu. Nu e vina mea și nu știam că era cina ta. Poțiunea aia mi-a făcut ceva îngrozitor. Bună, eu sunt Bubu. Pleacă, țăcălitule! Ei, au vrut doi creieri, iar al meu e evident mai mare. Au, denotat, fără mușcături. Oare cum o să scape parazitul ăsta? Știu, găsiți-le pe șerpoaice și cereți-le serul pentru descreștere. Acum! Ce? Ciudat! Încă nu e toamnă, nu? Putem să uităm de copaci pentru un minut și să continuăm căutarea? Fără supărare, Shaoyan. Shaoyan? Șerpoaica, o fi otrăvit stejarul. Pădurea se ufilește. Și eu... Se pare că serul șerpoacei funcționează. Da? De ce? Copacii se usucă, nătângule. Nu vezi? Da, știam asta. Sunt de două ori mai deștept acum. 0 ori 2 face tot 0. Da, știam și asta. Cu siguranță. Sunt atât de deștept încât voi găsi șerpoaicele și voi lua de la ele serul înaintea ta. Cum? N-ai nicio șansă. Chiar? Am aici harta lor. Cine e nerodul acum? Tu ești, pentru că nu l-ai sunat pe bus să-i spui că pădurea se usucă. Aveam de gând să fac asta. Hei, chiar nu vezi că sunt ocupat? Ei, balonașul ăla mai are și alte canale. Pe ăsta se vede un melcuriaș. Am vești bune! Serul șerpoacei funcționează. Pădura se usucă. Pune mâna pe ser și adu-l aici. Apoi vom scăpa și de elemente. Și de acest săcănic. Pe cine numești? Când pun mâna pe ser, eu voi fi preferatul lui Bu, nu? Flemo? Mi-a furat harta! Regret că am vorbit așa despre copaci, Shaoyan. Rezistă, te rog! Clinica trebuie să fie aproape. Mai devreme am trecut pe lângă ea. Nicio grijă, Shaoyan, te vor vindeca! Nu doar pe mine. Trebuie să vindece și copacii. Fără protecția lor... suntem în pericol în fața generalului Bu. Soldați, pe loc, repaus! Grăzav, avem o armată! Nu noi, ci eu! Acum țineți gura! La comanda mea veți mărșolui în pădure și veți captura elementele! Soldați Terra, înainte marș! Pe loc, repaus! Ce faci? Ce rost are să ai o armată bine antrenată și să nu te distrezi cu ea? Soldați Terra, țineți-vă de brațe și dansați! Cum? Stop! Nu, nu vă opriți! Mai sus! Mai sus! Ce amuzant e! Nu mai rezist! În curând scap eu de tine! Care e problema? Trebuie să ne ajut, prietena. Stați la rând!
Mă doare capul! E foarte bolnavă. Regret, dar colega mea a plecat din clinică și trebuie să mă descurc singură cu toți bolnavii. Te ajutăm noi. Tu ajută pe Shao Yan, iar noi avem grijă de ei. Ce i s-a întâmplat? O șerpoaică semănând cu tine a otrăvit pădurea. Șerpoaică albă? Oh, nu! Doar n-a făcut asta. Unu, doi, trei... Oh, mersi! Dar încă mă doare! Ia niște gheață. Ține-o pe o umflătură și în câtva timp va dispărea. E a mea! Eu am luat-o prima! Nu, eu am luat-o prima! Ba eu! Încetați! Să ne înțelegem. Fiecare vreți să puneți mâna pe prăjiturică prima. Da! De ce să fie ea întotdeauna prima? Ba nu! Ba da! Voi amândouă țineți ultima prăjiturică? Dacă îi dați drumul amândouă, veți putea scoate mâinile din borcan. Eu am să o iau din borcan și o să o împart în două. Bine! Când deciziile sunt greu de luat, două minți fac mai mult decât una. E timpul să ne gândim puțin. Acum ești în siguranță. Poți să mulțumești. Bingo! Melcul ăla uriaș nu e mai deștept decât mine. Mai deștept și mai puternic. Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a o stabiliza. Dar trebuie să o ducem la stejarul bătrân și să-i vindecăm pe amândoi. Ziceai că știi cine a făcut asta? Sora mea. Șerpoaica albă a plecat să-și deschidă propria clinică. De ce? Ne-am certat din motiv că generalul Bu a vrut să distrugem pădurea. Bu? Trebuia să ne dăm seama că e vina lui. Dar cum o vei vindeca pe Shao Yan fără șerpoaica albă? Am puțin ser de creștere făcut mai devreme. Să mergem! Trebuie să ne grăbim. Eu voi pune mâna pe serul acela! Nu, eu voi pune mâna pe ser! Așezați-o la rădăcina stejarului bătrân, se va vindeca mai repede. Uite, copacul o recunoaște. Ai destul ser de creștere? Doar puțin, pentru că generalul a băut mult din el. Dar dacă torne exact pe locul în care șerpoaica albă a pus serul descreșterii, vom reuși. Aici! Ce se petrece? Stejarul protejează elementul pădurii. E bolnav și nu știe ce se petrece. Atunci mai încearcă! Îl iau eu! S-a scurs! De unde mai pot lua? De la șerboaica albă, dar nu știu unde s-a dus. Și-a umplut căruciorul și a plecat! Cărucior? Cred că știu cum să o găsesc. Noi avem grijă de Shao Yan. Și de șerpoaica verde. Dacă ne-am putea apropia de ele... Chiar ești sigur că poți scăpa de coșul ăsta contagios? Absolut! Sunt un chirurg profesionist. Cunosc ultimele tehnici medicale. Ce zici de lipitoare? Îi place să sugă sângele? Nu, mersi. Am deja o lipitoare. Chestia asta. Oh, și cum vrei să scapi de el? Să-l asanezi? Să-l smulg? Sau să-l tai? Toate trei. Sau ce-ar fi să lăsăm așa lucrurile și să trăim împreună în pace și armonie? Nu, operează. Bine, bine, dar atunci care dintre voi va fi tăiat? El! Scuzați-mă, de la cine primesc ordine? De la mine! Sunteți foarte confuzi. Știu, am să dau cu banul. Și să nu te mai întorci! Eu am ajuns primul! Asta datorită respirației tale insuportabile! Și din cauza bătăii tale, șerpoaicele au plecat deja! Da, dar pățunele sunt aici! Una dintre ele trebuie să fie serul descreșterii! O, da? Luciu pentru buric, ceară de păr, pudră de adormit... Oare ce face asta? Am nevoie de niște ceară de păr. Trebuie să fie pe aici, pe undeva.
urme de roți. Știam eu. Avem un oaspete. Să pune mâna pe el. Stai! Dacă merg după urme, am să o găsesc pe șerpoaică. Să punem mâna pe amândoi. Încetează! Te rog, nu funcționează! Au! Încearcă să iei bastonul lui Shao Yan. Poate va respecta bastonul elementului lemn. Regret că trebuie să-ți fac asta, stejarule. Te-am prins! Alți soldați Terra, cum ne vom distra cu ăștia? Formăm o piramidă? O trambulină? Sau o echipă de înnop sincron? Orice vrei tu, vorbărețule. E rândul tău. Apropo, uite o felie de tort pentru tine. Ce mai aștepți? Dă-mi-l odată. Cu plăcere. Nu mai ești guraliv, nu-i așa? Dar eu sunt. Soldați Terra, la comanda mea, mărșăluiți în pădure și prindeți elementele. Înainte, marș! Nu mai îmi trebuie decât serul pentru descreștere și voi scăpa și de tine. Stai! Iar tu, mai vrei bătaie? Dacă e nevoie, am nevoie de serul creșterii pentru pădure. Atunci va trebui să lupți! Nu-ți pasă că pădurea magică piere? Cu timpul va crește iar. Dar prietena mea va pieri. Du-o la sora mea. O va ajuta. E cu sora ta și... și a Ian Belea. Șerpoaica verde, ce i s-a întâmplat? Stejarul a luat o razna, a atacat-o. Cum? Oh, nu! Ce-am făcut? Trebuie să-mi ajut sora. Te conduc eu, nu mai avem mult timp. Chiar mai puțin decât credeai. La o parte, Flame-o. Nu pleci nicăieri. Pe curând. Pudră de somn. Stejarul nu ne mai atacă. Asta pentru că e prea slab. La fel ca Shao Yan, abia mai are puls. Nu mai are mult timp. Unde e strop? Să văd dacă se apropie. E strop? Soldați Terra! De ce trebuie să trag eu căruciorul? Da, dacă vede generalul că el trage căruciorul, va crede că i-a prins pe amândoi de unul singur. Hei, grab! Vrei să trag eu căruciorul? Vrei? Nu mă mai păcălești! Acum sunt deștept! Ai uitat? Desigur. Vor să ne ducă la generalul Bu. Pădurea, sora mea și prietena ta vor pieri. Nu și dacă le salvez. Aceste liane sunt puternice. Cele mai tari din vale. Când sunt verzi, nimic nu le poate rupe. Ce se întâmplă dacă punem niște seri anticreștere? Ia stai puțin, dacă-l sun pe generalul Bu și spun că am făcut toată munca, nu va mai trebui să trag căruciorul. Ai pus mâna pe serul anti-împătrânire? Da, domnule general. Eu i-am prins pe strop și pe șerpoaica albă, iar grab ți-i aduce în căruciorul acela. Da! Hei, ce spui? Nu! Mișcă-te, grab! Bomboana pe care i-am dat-o își pierde efectul. M-ai păcălit! Cum aș putea păcăli pe cineva atât de inteligent? Vezi? Iar vrei să mă păcălești! Ce încerc să fac? Ești paranoic. Relaxează-te și scutește-mă. Bine. Uscate ca un băț vechi. Înapoi. Eu i-am prins pe strop și pe șerpoaică albă. Eu i-am prins. Nu, strop și șerpoaică albă. Evadează. Luptăm sau fugim? Ce-ar face strop? Ar lupta. Strop! Haideți să mai câștigăm timp pentru șarpe. Șerpoaică verde, am făcut o mare greșeală. Îmi pare rău. Nu-i nimic. Ba e, credeam că pot deschide o clinică fără tine. Dar suntem o echipă și dacă ți s-ar întâmpla ceva... Lasă regretele pentru mai târziu, soro. Trebuie să salvăm pădurea. Am câștigat jackpotul.
Ce fac șerpoaicele? Evident, fac un ser pentru descreștere. De ce ar face un ser pentru descreștere? Pădurea e uscată deja. Pentru că Bull a plătit să fac asta. Îți închipui două șerpoaice care să încalce dorințele? Grab, uneori ești foarte nerod. Serul creșterii e gata. Pădure fermecată, iartă-mi abaterile. Bea din această poțiune puternică. L-am prins! Asta numesc eu muncă de echipă. Oh, cum rămâne cu elementele? Soldații Terra le vor prinde. Copacii nu le mai sară în ajutor. Au luat serul creșterii. Am pierdut. Uite! Numai câteva picături din ser sunt suficiente. Copaci, apărați! Shaoyan s-a vindecat! Scuze! Bomboana a fost delicioasă. Mi-a luat ceva timp să înghit, dar dacă mai ai, nu mă supăr să mai dai. De preferat să nu fie atât de elastică. Mi-a înțepenit mecanismul râsului o vreme. Domnule general, am serul pentru descreștere. Dar eu l-am prins să nu se verse. Putem discuta puțin? Cred că faci o mare greșeală. Ce bine că întotdeauna ai gura deschisă. Cum s-a întâmplat asta? Ce anume? Ciudat cum se schimbă lucrurile. Ai spus că e serul descreșterii. Se pare că nu. Nu la butoane. Am decis să rămân la clinică până la urmă. Lucrăm mai bine în echipă. Și noi la fel. Cu ajutorul unor copaci. Mulțumim, băieți. Și dacă îl mai întâlniți pe generalul Boo? Cred că îl vom mai vedea. Spuneți că... Toate vietățile din pădure se bucură de donația lui generoasă. Au dublat în limba română actorii Paul Zurbău, Adela Lazar, Rin Tripa, Gabriela Codrea, Richard Balint, Pavel Sârghi, Florian